Dragi prieteni din Gemeni, haideți să vedem la Gemeni. O persoană care vine, pleacă, vine, pleacă, pleacă, vine. Parcă este plecată din viața dumneavoastră această persoană. Câteodată nu mai vreți dumneavoastră pe această persoană. Câteodată comunicați bine, câteodată nu comunicați bine. Dar totul se rezolvă. Văd încă multă pasiune. Văd că puteți să vă împăcați cu această persoană. Aici vă văd cu la fel. Că vă caută această persoană, dacă așteptați o persoană să vă caute, vă caută. Văd că va reînvia acea pasiune, acea căldură dintre dumneavoastră și această persoană. Văd împăcare. Așa. Luați o decizie, poate în familie sau aveți o femeie foarte, adică o femeie vicleană în familie. Văd amenințare, vise, fantezii, dar și ceva ce vă pune o minciună mare, o trădare, minciună. Berbec, leu, săgetător este o persoană. Rac, scorpion, pești, cu obstacole, probleme. Dar este cineva din familie care vă pune obstacole, probleme în a lua decizii, poate acea persoană să ia decizii. Apoi Taur, Fecioară, Capricorn, ceva îndoială despre o decizie. Stați în fața unei decizii, dar nu știți ce să faceți, dacă este bine sau nu este bine, să faceți așa sau să faceți altfel. Ce să alegeți, sunteți puțin confuzi în această decizie din cauza unei femei sau din cauza unei trădări sau pur și simplu nu știți dacă această persoană va mai asculta de familie sau poate este influențat el de familie sau trebuie să luați o decizie din cauza sănătății sau din cauza decizie spirituală, mai poate fi decizie spirituală. Și ați luat o decizie cam nu foarte bună și este un drum, sunteți pe un drum cam greu, cam greu. Așa, și multe minciuni văd și parcă fugiți de ceva și ori fugiți de probleme, ori acea persoană fuge de probleme sau problemele fug din calea dumneavoastră. Cineva din familie vă ajută, poate fi și că vă ajută să vă împăcați cu această persoană. Deci așa. Sunteți pe drum, dar aici unele persoane din cauza trădării care ați avut-o sau v-a trădat cealaltă persoană, arată că stați în mijlocul să alegeți între două, să alegeți sau că nu mai aveți cale de întoarcere și fiecare merge pe drumul lui. Din cauza trădării nu mai vreți să vă împăcați, spuneți la acestei persoane gata, am terminat, da? Asta. Chiar dacă familia, câteodată puneți familia pe primul loc, dar câteodată din cauza familiei faceți asta. Cam asta a fost la Gemeni, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.